Avem pe masă o frumoasă carte despre celulită și cum poate fi ea combătută. Cum v-a venit ideea să o scrieți? Cum ați început acest proiect? Cartea a rezultat din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul a mai multor ani. Experiența am tratat această patologie, am studiat-o, am înțeles-o și am aplicat terapiile pe care le-am descoperit pe la congresele pe la care am umblat prin toată lumea. Este o patologie, patologie este un cuvânt impropriu, celulita nu este o boală, dar poate fi, cum să spun, un semnal de alarmă atunci când anumite boli s-au instalat și nu sunt încă evidente semnele. Celulita poate fi un semn al unei boli destul de grave, dar nu ne referim neapărat la asta. Noi am tratat acest subiect în această carte din punct de vedere estetic. Celulita este un aspect care nu ne place, aspectul de coajă de portocală, cu care fetele se luptă din ce în ce mai frecvent de la vârste destul de tinere. Este un aspect care ne deranjează și pe care vrem să-l combatem. Am descoperit pe parcursul a mai multor ani de experiență sau de experimente și de studiu, mai multe tipuri de tratamente, iar combinarea lor a dus la niște rezultate foarte bune. Ați vorbit de frumusețe, ați vorbit de patologie, unde încadrăm până la urmă celulita sau lupta împotriva celulitei, la estetică sau la medicină? Atâta timp cât la congresele de chirurgie estetică și la congresele de dermatologie la care am fost, am descoperit sesiuni despre acest subiect, despre celulită, aș putea considera că a venit momentul ca celulita să o încadrăm în domeniul medical. Probabil că în următorii ani va exista sau se va dezvolta o subramură a medicinii estetice care se va ocupa strict de acest aspect din estetic coajă de portocală. Bun, observăm în oglindă primele semne ale celulitei sau după mult timp începem să o luăm în seamă. Ce facem? Dăm fuga la medic sau încercăm noi un tratament 2-3 acasă la salon și dacă nu funcționează, dăm fuga la medic? Ideal ar fi să știm, să cunoaștem fenomenul și să știm cauzele a acestui fenomen. Cred că primul lucru ar trebui să ne documentăm pe propriile forțe și poate această carte reprezintă un instrument destul de bun pentru a primi informațiile, a căpăta informațiile pe care le dorim. Cartea s-a dorit a fi un ghid, explică pe înțelesul tuturor de ce apare celulita și ce înseamnă ea și cum poate fi ea combătută. Deci nu este un tratat medical, este un ghid pentru doamne acasă, pentru a-și putea aplica adesea și singură tratamente la casă. Deci, odată înțeles această patologie, putem să știm ce avem de făcut. Corect, din punct de vedere medical, este să ne adresăm unui specialist. Acesta ne va spune ce fel de celulită avem și ce putem face. Ideal ar fi să nu așteptăm prea mult. Primele semne de celulită, și anume apariția cojii de portocale când se face pliul cutanat, să zicem că nu este extrem de alarmant acest prim semn, dar n-ar trebui să așteptăm foarte mult ca să ne adresăm unui medic specialist și să începem să facem câte ceva pentru a preveni, pentru a combate acest aspect și a preveni agravarea lui. Vorbiți de prevenție ca despre ceva foarte important. În acest context, ar trebui să ne îngrijorăm sau să începem să ne controlăm după anumită vârstă, după anumită greutate? Din păcate, fenomenul acesta apare din ce în ce mai timpuriu. Sunt adolescente foarte multe care se confruntă deja cu acest aspect. Există o componentă genetică, adică ne-am născut
să avem această patologie. Există, din păcate, alimentația dezechilibrată, bazată pe fast food-uri și alimente bogate în hormoni care la fel favorizează apariția celulitei. Există pilula contraceptivă care și ea favorizează apariția celulitei. Deci este foarte greu de spus care este momentul, dacă sunt întrebată strict care e vârsta la care trebuie să mă uit după celulită, nu aș putea să spun. Pot să spun că în generația mea vârsta asta era pe la 28 de ani, 25-28 de ani. La tânăra generație cred că este sub 20 de ani deja. Și o ultimă întrebare. Să zicem că persoanele, mai ales cele tinere, nu încep să se îngrijoreze de la primele semne. Purtăm des pantaloni, nu e nicio problemă, ascundem. Dacă ne decidem după câțiva ani să luăm atitudine, mai este același lucru sau se agravează treptat de la un an la altul? Același tratament are o altă eficacitate la început și o alta după 3-4 ani, 10 ani? Evident că apare o agravare a acestei probleme. Ca orice boală care n-a fost tratată, ea se agravează. Deși am subliniat, nu o putem încadra, celulita nu o putem încadra în rândul bolilor, așa, mă rog, binecunoscute de toată lumea. Dar și această patologie se agravează. Este foarte bine să aplicăm primele terapii chiar de la început, pentru că celulita, după cum probabil că multă lume știe, are mai multe grade de gravitate, da? Sunt 4, după alte clasificări sunt mai multe, dar așa, și primele stadii, stadiul 1 și stadiul 2, pot fi tratate absolut complet, deci putem să scăpăm complet de ea. Dacă așteptăm și deja suntem la gradul 3, și avem, eu știu, și o componentă de obezitate și mai avem și nu facem sport și mai mâncăm și dezechilibrat, este foarte greu și mai, eu știu, suntem și peste 30-35 de ani, este foarte greu să mai obținem rezultatele pe care le dorim. Pacientele de regulă trebuie să fie foarte bine informate asupra, cum să spun, asupra a ceea ce se poate, a ceea ce se mai poate face și nu trebuie să dezinformate și, cum să spun, îmbătate cu apă rece, nu trebuie să creadă în reclamele acelea mincinoase care spun că în 2 săptămâni ai scăpat de nu știu câte kilograme și celulita s-a dus, pentru că nu există o rețetă de succes pentru toată lumea. Iar prevenirea este foarte importantă, am început cu asta și închei cu asta, este esențială în lupta împotriva celulitei.